În perioada 27 iunie, 1 iulie, lotul de junior al României a luat parte la competiția de nivel platinum European Junior Open, care a avut loc în Polonia. Evenimentul a reprezentat o provocare importantă pentru tinerii sportivi, având în vedere numărul mare de participanți și nivelul ridicat de dificultate al concursului. Cu toate acestea, echipa României, deși formată din membrii tineri și încă în dezvoltare, a reușit să încheie cu bine ultimul eveniment competițional al acestui sezon. Acesta a fost ultimul concurs al juniorilor din acest sezon și a fost unul deosebit de important datorită numărului mare de participanți și a sării deosebit de generoase, care a avut numai puțin de 30 de terenuri. Copiii noștri s-au descurcat admirabil pentru acest nivel competițional. Pe parcursul concursului am reușit să identificăm zonele în care trebuie să ne concentrăm și să lucrăm mai mult pentru sezonul viitor. Sper ca, după o vară dedicată antrenamentelor intense, să creștem și mai mult în valoare. În plus, George Constantinescu a subliniat că echipa va continua să participe la competiții internaționale, următoarea provocare fiind un concurs PSA pentru fete ce se va desfășura în Bulgaria pe 4 iulie. Lotul feminin care a participat la Europene va reprezenta România în acest nou concurs, cu speranța de a obține rezultate remarcabile și de a acumula experiență valoroasă pentru viitor.